Iată-ne din nou, în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, ca de obicei vineri seara, pregustăm părtășia cu Domnul nostru Iisus Hristos, câte zile ne-o mai îngădui Dumnealui pe pământul acesta, și împărtășim frumusețea speranței că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, va veni într-o zi și ne va dărui viața veșnică, ne va scăpa din toată mizeria acestei lumi și ne va duce la Tatăl nostru, la Dumnezeul nostru, acasă. Încep acest studiu sincer cu inima strânsă. Doamne, de ce trebuie să trec prin ape tulburi, prin ape învolburate? Nu se poate și pe altă parte, numai pe acolo se poate trece. Sigur că întotdeauna Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, Domnul Hristos, are întotdeauna răspunsul potrivit. Dumnezeu este întotdeauna cel mai bun să răspunde la astfel de întrebări. Și El ne spune cam așa, te trec prin ape învolburate, te trec prin necazuri, fiul meu și fiica mea, pentru că dușmanii tăi nu pot să noate pe acolo. Deci interesul lui Dumnezeu și interesul nostru ca să ne treacă prin greutăți, ca să ne scape de dușmanii imaginari și de dușmanii reali. Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este Mica, fiul lui Imla. În această seară vreau să vă spun că indiferent cât de greu ni se pare sau este, când trecem prin necazuri, Domnul Iisus ne ține de mână, dragii mei. Nu putem ieși din mizeria lumii pentru că suntem într-o apă mlăștinoasă, cu miros stătut, dar în marea sa îndurare, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne dă privilegiu, îți dă ție privilegiu, dragul meu prieten, de a te face un nufăr alb și frumos mirositor în toată putoarea acestei lumi, în tot dezgustul acestei lumi. Mirosul tău de nufăr alb, imaculat, al caracterului tău, va atrage atenția celor din jur. Fii deci nufărul care păstrează albul caracterului lui Hristos și frumusețea zâmbetului său. Adeseori, dragii mei prieteni, ne coborâm și noi în adânc, în subteranul inimii noastre, pentru a avea o conversație cu noi înșine. Despre ce? Despre îngrijorările care nu se pot rezolva și nu pot schimba nimic în jurul nostru. Când însă ne rugăm lui Dumnezeu, avem o conversație cu Dumnezeu despre lucrurile pe care El le poate controla și le poate rezolva. Poporul lui Dumnezeu se apropie de frontiera care desparte lumea aceasta de cea eternă. Ce poate fi de o mai mare importanță pentru ei decât faptul de a rămâne loiali lui Dumnezeu, Dumnezeului Universului? Aceasta este, zic eu, punctul de meditație central din această seară. Prieteni, durerile nașterii anticipate de profetul Isaia sunt pe drum, iar din punct de vedere spiritual, contracțiile care produc acele dureri ale nașterii au și început. Biserica lui Dumnezeu intră în faza durerilor nașterii. Aceste dureri pot fi definite sau exprimate în mod cât se poate de spiritual de tristul profet Habacuc. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta. Mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Dragii mei prieteni, această frământare a profetului Habacuc exprimată în capitolul 3, versetul 16, ar trebui să fie cartea de identitate, ar trebui să fie certificatul digital a tuturor celor care vor să meargă în împărăția lui Dumnezeu. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Ce aștepta Habacuc? Aștepta ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului. Din acest motiv am intitulat subiectul în această seară Alertă Generală. Începe dansul. Dumnezeu va anula multe din planurile noastre pentru a ne salva viața. El, Dumnezeu, ne va trimite în altă direcție decât cea aleasă de noi, tocmai pentru a ne face să evităm pericolele care așteptau ascunse la pândă pe calea aleasă de ochii noștri firești. Dumnezeu, dragii mei prieteni,
Dumnezeu care mă iubește, care te iubește, care ne iubește. Dumnezeu care te iubește se luptă și se va lupta pentru tine în bătălii pe care nu le știi, nu le cunoști, cu dușmani pe care nu i-ai cunoscut vreodată. În realitate, dragul meu prieten, planul lui Dumnezeu e de a te salva pe tine. Este mult mai bun decât planul pe care ți l-ai făcut tu pentru a te salva pe tine însuți. Mergem pe varianta lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, nu peste multă vreme poporul lui Dumnezeu va ieși din anonimat, fără voia sa. Noi suntem un popor obscur, necunoscut de lume, spune Pana Inspirat. Dar istoria ne arată că proeminența lui Mardoheu a ieșit la iveală fără să depună el vreun efort sau să-și facă publicitate. În genere, caracterul vorbește, caracterul este cel care mărturisește, caracterul este cel care impresionează, caracterul este cel care poate deznădăjdui, dezamăgi, nu? Și finalmente caracterul este cel care dă direcția finală, dragul meu, către viața veșnică sau inexistența eternă. Însă, înainte de a se vedea cine este Mardoheu în poartă, cu adevărat, și cine este doar o față palidă, o ușă de biserică în societatea de astăzi, va trebui să intrăm pe un labirint care se cheamă cernerea. Creștinii cunosc acest termen foarte bine. Și această cernere este definită atât de frumos, undeva în istorie, 2000 de ani în urmă, de Marele Apostol Pavel, în Romani, capitolul 9, versetul 6, cuvinte pe care unii doar le-au citit, iar alții le-au citit și le-au crezut. Aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. În zilele de astăzi avem nevoie de o minte ancorată în Hristos și disciplinată de Duhul lui Dumnezeu pentru a atrage o gândire plină de speranță, o gândire pozitivă. Așa cum Cain se simțea justificat în propria ei conștiință să-l omoare pe fratele lui, prieteni, tot așa oamenii din timpul de astăzi vor părăsi prezența Domnului Isus exact ca și Iuda, care a ieșit de sub protecția divină plecând în noapte, ca mai apoi să acționeze ca un om fără conștiință pentru a persecuta pe frații lui și a trăda pe Mântuitorul. Tot așa, prieteni, va fi la vremea sfârșitului. Oamenii vor părăsi prezența Domnului Hristos, vor merge în noaptea lumii pentru totdeauna și vor fi animați de dorința, de spiritul de ură a lui Cain. Parcă aud vocea în cor a celor farisei ipocriți care strigau, aruncând țărână în cap: la moarte cu un astfel de om! Ia de pe pământ un astfel de om! Strigau cu privire la Ștefan, ultimul diacon de caracter, ultimul om de calitate pe care Biserica lui Dumnezeu l-a avut, după care harul s-a mutat la neamuri. Vă mai aduceți aminte, dragii mei, în pandemie, Cainii îmbrăcați în alb, Cainii îmbrăcați în negru, Cainii îmbrăcați în roșu sau Cainii îmbrăcați în albastru și-au dat mâna pentru a sfâșia turma Domnului și poporul său. Nu gândeau, ei doar executau ordine. Ordinele se execută, nu se discută. Mi-a tras atenția cazul unui profesor din New York care a fost dat afară din școală pentru că nu a refuzat să se imunizeze în deacord cu serul experimental ARN mesager. De 2 ani de zile a luptat pentru libertate, cu libertate stipulată de Constituția americană, pe care o cunoștea foarte bine, până ce omul în durere și disperare a format o ligă a profesorilor care nu doreau inoculare. El și cu alții, sau mulți alții ca el, și-au legat destinele într-o cauză comună, într-o cauză nobilă, să lupte pentru libertatea celor care educă pe copiii noștri. A dat în judecată inspectoratul școlar, sau mă rog, la noi aici, The Board of Education, cum se zice, și ce credeți? A câștigat procesul. Judecătorul a dat câștig de cauză profesorului, care de altfel era evidențiat ca un exemplu între cadrele de învățământ. Decizia de a refuza în mod pripit, spunea judecătorul, prezența profesorilor la clasă, în timpul pandemiei,
se referă contextual, menționați ca petiționare ai grupului celor care au înaintat plângeri și care în baza unei situații de criză nejustificate, fără alte dovezi de analiză individualizată, este arbitrară, capricioasă și nerezonabilă. Aceasta a fost decizia lor. Zice, ați făcut o decizie care nu are nimic de a face cu realitatea, ați făcut-o datorită emoțiilor, datorită acestui peer pressure sau efectului de turmă. Inspectoratul școlar, ce credeți? A ignorat decizia judecătorească spunând că mai analizează cazul. Profesorii comuniști de la inspectoratul școlar analizează dacă judecătorul a decis sau nu corect. Imaginați-vă unde am ajuns, dragii mei prieteni, mai ales în contextul în care jumătate din America este condusă de globaliști și socialiști care forțează oamenii să ia acel ser experimental sub amenințarea cu izolarea din societate, în timp ce cealaltă jumătate a Americii merge pe normal, varianta normal. Merg înainte oamenii ca și cum n-a fost nicio pandemie. În societatea amișilor, rata de COVID a fost aproape zero. De ce? Pentru că nu s-au uitat la televizor. Oamenii ăștia au un sistem total interior, nu depind de sistem absolut deloc. Au mâncarea lor, au stilul lor de viață, au rugăciunea lor, n-au televizoare. În 1964, tribunalul de la Nuremberg spunea următoarele, citez, administrarea de medicamente împotriva voinței omului este o crimă împotriva umanității. Dumneavoastră veți spune, da, dar de atunci, din 1964, lumea s-a schimbat? Suntem în 2023, probabil că treaba asta e pe invers acum. Ori tribunalul de atunci nu a decis corect și se întoarce nazismul în lume, ori ce au făcut iluminații acestei lumi cu populația este o crimă împotriva umanității. Concluzia aparține tuturor. Dacă libertatea dispare ca materie de predare în școli, dacă studenții nu vor mai fi crescuți cu demnitate intelectuală și respect de sine, atunci generația care vine după ei va fi o generație de dependenți, prieteni. Au mai rămas destul ser experimental de gen COVID-19 la borcan, care au rămas nefolosite peste iarnă. Păi ne-au rămas stocuri care trebuie consumate, revândute și așa mai departe. Bun, atunci corpurile noastre ajung depozite de deșeuri medicale? Iată termenul de prelungire a testelor PCR COVID, Agenția Nord-Americană pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor, Food and Drug Administration, a prelungit, vezi măre doamne, data de exprimare a două dintre autotestele antigenului COVID-19 vândute în țară. Autotestele Binax Now, COVID-19, textul FlowFlex, Antigen Home și-au văzut termenele de expirare prelungite cu 22 de luni. Auzi? Astea nu se strică niciodată. Astea trăiesc veșnic. Respectiv 12 luni, în funcție de data la care au fost produse. Compania farmaceutică Abbott, parte a multinaționalei americane Johnson & Johnson, spune că acest termen ar putea fi revizuit și chiar prelungit din nou în viitorul apropiat, iar în prezent așteaptă noi date privind valabilitatea sa. Dragii mei prieteni, vreau să trag și o concluzie. Am îmbătrânit pe pământul ăsta, sunt sau considerați-mă o generație expirată. Dar pot să vă spun un singur lucru. La 54 de ani sunt foarte de acord cu declarația că albinele nu își irosesc timpul să convingă muștele că mierea nu e propolis. Cei care erau considerați non grata în pandemie, vă aduceți aminte, porecliți asimptomatici, mai că te luau la bătaie că de ce tu ești asimptomatic și nu faci temperatură, în timp ce simptomaticul care pe deasupra mai era și protejat, dădea pozitiv. Un subiect care este în sine o lecție de viață pentru noi și pentru urmașii noștri și a făcut multă vâlvă în lumea sportului. Cei împătimiți de tenis, numele celebru a domnului Novak Djokovic, un asimptomatic automatic periculos primește viză de intrare în Australia fără serul protector. Dumnealui are COVID, trece prin fază, are imunitate pe 6 luni, satisface toate formalitățile de intrare în Australia, îi se garantează viza pentru Australian Open și când ajunge acolo primește un tratament de pușcăriaș. Să nu fiu înțeles greșit, poporul australian este un popor minunat, dar cei care conduceau Australia atunci și poate și astăzi erau paiațele dictaturii elitei globaliste, prieteni.
Iată câteva relatări de la BBC News din anul acela. Totuși, ministrul imigrației din țară, Alex Haiku, i-a anulat personal viza bărbatului de 34 de ani pe motiv că prezența aceasta ar putea incita, auziți, la frământări sociale și ar putea încuraja sentimentul de antivaccinare. L-au tratat în mod mizerabil, l-au băgat în întuneric, l-au ținut 4 sau 5 ore fără să poată contacta familia, dat afară și repudiat de sistem după ce i se oferise viza, deportat ca un ingrat, avea să devină un martir al sportului, avea să devină eroul unei generații care începea să gândească ca el. Păi tocmai asta era frica dictatorilor de catifea din Australia, că un singur om cu coloană, nu, vertebrală va inspira pe sclavi să privească spre cer. Știrea mai confirmă atitudinea balansată a sportivului în ceea ce privește vaccinarea ca fenomen în genere. Nu am fost niciodată împotriva vaccinării, spunea Djokovic pentru BBC, confirmând că are vaccinuri ale copilăriei, dar întotdeauna am susținut libertatea individului de a alege ceea ce introduce în propriul corp. El a confirmat de asemenea că este dispus să renunțe la șansa de a deveni, din punct de vedere statistic, cel mai mare jucător de tenis masculin în toate timpurile, în pofida faptului că se simțea atât de în formă pentru a atinge acest ideal. Oamenii s-au mirat, cei de la BBC l-au întrebat de ce? Djokovic a răspuns: pentru că principiile de luare a deciziilor asupra corpului meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Zic eu, beneficiul lumesc, onoare, slavă, glorie. Încerc să fiu în ton cu corpul meu cât de mult pot. Acesta a fost răspunsul care răsună până astăzi, după acele zile, dragii mei prieteni. Și dacă Djokovic poate renunța la glorie, faimă, bani și o viață de calitate pentru niște valori morale, eu de ce nu aș putea să iau aceeași poziție? Dacă biserica ar avea oameni cu aceeași verticalitate ca acei jucători de tenis, lumea ar fi diferită astăzi, dragii mei prieteni. Luna trecută, când am fost în Stara Pazova, am vizitat Sârbia, pentru niște prezentări publice, un medic din Novi Sad, amic și fost coleg în structura administrativă a Departamentului de Sănătate a Bisericii, povestea de cordialitatea unei vizite pe care domnul Djokovic a făcut-o de mai multe ori la cabinetul domnului doctor, prietenul meu, care din motive certe dorește să nu-și facă public numele. Ca după câteva vizite, sportivul a mărturisit domnului doctor că a rămas impresionat de legătura care există între sănătatea trupului și sănătatea sufletului și a spiritului nostru. Djokovic a spus: am fost întotdeauna un mare pasionat de sănătate și de bunăstare generală a individului, pozitivitatea lui, sănătatea lui, dieta acestuia. Iar decizia lui Djokovic a fost parțial influențată pozitiv de factorii de impact, cum ar fi schimbarea dietei și regularitatea oralului lui de somn sau de odihnă, care au stimulat abilitățile sale ca atlet, confirma BBC News. Dragii mei prieteni, pe lângă toate acestea, Djokovic a fost și un om cu valoare morală. Ca dovadă, atunci când a câștigat Wimbledonul, a ignorat obiceiul englez de a dansa cu sportiva numărul 1, care câștigase același titlu în același moment, în același an. Omul era și el căsătorit și a considerat ca nepotrivit să ofere un dans unei femei care nu era soția lui. Revine la Australian Open, câștigă în locul unde câtva timp în urmă fusese subiect non grata și, ca să fie cireașa pe tort, domnul Bill Gates, parcă și el, mi-aduc aminte că l-am văzut în arene, exclus de la celebra competiție US Open pentru 2 ani. La 36 de ani, nevaccinat, Djokovic revine în forță și dovedește lumii ce înseamnă rezistența generată de o dietă vegetariană, un sistem imunitar natural, de gladiator și învinge la Cincinnati și la US Open. Într-un contrast trist, stă cazul lui Rafael Nadal, care în timpul acelui moment de renegare pentru Djokovic, Nadal considera sau evalua situația adversarului ca fiind un fel de circ, fiind un Rafael
Nadal continuă Rafaela sau Rafala de critici împotriva contracandidatului la titlu. Nadal spune, citează știrea, Djokovic cunoștea riscurile din Australia. Dacă ești vaccinat, poți juca. Dacă nu, nu poți juca, spun eu în paranteză. Deci Nadal era vaccinat și putea juca. Și care a fost prețul? Unde este Nadal astăzi? Nu vreau să insinuez faptul că ar exista o legătură între înțepare și boala acestuia. Dar îndrăznesc, prieteni, să pun o întrebare. Totuși, până la data înțepării, era Nadal sănătos tun și bătea cam pe toată lumea? Întreb și eu, simplu. Problemele de sănătate au început înainte sau după? Întreb pentru că nu cunosc sau nu știu. Iată ce spunea Rafael Nadal atunci. Toate cele mai importante instituții din lume și știința însăși au spus că vaccinul este modalitatea de a opri această pandemie și dezastrul pe care l-am trăit în aceste 20 de luni. El a spus pentru Onda Cero. Deci încerc să urmăresc ceea ce spun ei. Încerc doar să urmăresc ceea ce spun experții în fiecare zi. Unde ești, domnule Nadal, acum? Știința ți-a făcut promisiuni de care nu mai vrea să-și amintească. Pe vremuri, spunea dumnealui, vaccinul este modalitatea de a opri această pandemie. Păi vine a doua. Majoritatea oamenilor au primit acest tratament, acest ser experimental. Și se pare că nu numai că nu s-a oprit pandemia, se pare că vine a doua, care este mai puternică și care va impune necesitatea unui alt, mai puternic vaccin, care va fi motiv de persecuție pentru cei care au verticalitate ca domnul Djokovic. În cronica diasporei, la segmentul sănătate, aveți în față linkul pe care îl puteți accesa, la știrea din iulie 18-2023. Parisul comunică despăgubiri pentru cetățenii afectați de afecțiuni ca cauza injectărilor anti-COVID. Majoritatea sunt miocardite, pericardite, apoi accidente vasculare, cerebrale și probleme neurologice. Deja Germania și Austria au compensat de asemenea efectele secundare ale companiilor, iar Italia problema rămâne tabu. Deocamdată am înțeles că au deschis și acolo procese și statul vrea să plătească. Și încă se discută despre ridicarea izolării pozitive. În Franța, 72 de persoane au obținut deja despăgubiri pentru daune cauzate de vaccinarea anti-COVID. Vătămarea prin vaccin a fost recunoscută în 379 de cazuri, care reprezintă valoarea a 11% din cele 8.886 de cereri procesate. Daunele de vaccinare sunt considerabile. O consecință sanitară și economică cauzată de vaccinare care depășește amploarea normală a unei reacții la vaccin și oferă dreptul la beneficii sociale. Despăgubirile acordate în multe state federale au vizat în principiu cazuri de tromboză, sinusuri, venoase și așa mai departe. Dragii mei prieteni, miocardita, pe de altă parte, printre cele mai recurente afecțiuni grave, a fost considerată un prejudiciu temporar pentru sănătate, iar cei afectați nu primesc despăgubiri sub formă de pensie. Astăzi, la Antena 3 CNN, domnul doctor renumitul, domn doctor Tudor Ciuhodariu, spunea următoarele. Cine răspunde pentru morțile subite, că tot nu se vorbește de ele? Eu am votat contra pașaportului digital care condiționa dreptul la educație și sănătate. Cine răspunde? Lucrurile sunt grave. E doar vârful icebergului. Am asistat la cel mai mare experiment medical din istoria planetei. Dragii mei prieteni, faptul că Mardoheu nu s-a închinat înaintea lui Ahab ignorând porunca împăratului a generat revărsarea tumultului de ură împotriva tuturor celor care erau din același sânge. În zilele noastre se va întâmpla aiduma ca și în zilele lui Mardoheu. Nu cred că mai este timp de protocol să ne exprimăm într-un mod chivernisit pentru a ne asigura că nu stricăm ambianța prietenilor și nici buna dispoziție a celor care vin în contact cu mesajul cuvântului lui Dumnezeu, prieteni. Iată-ne, dragii mei, în situația în care criza n-a trecut bine, dar iată că vine alta din urmă. Știți, până la urmă, de ce fugim noi, dragii mei? Oamenii ascultă declarația din Iov, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Chiar așa? Apocalipsa spune în capitolul 12, versetul 11, tratamentul, medicamentul, soluția pentru vindecarea aceea fricii, frica de moarte.
și l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dragii mei prieteni, cred că aceasta este cea mai bună rețetă împotriva celor care fug de grijile reale și grijile închipuite care există pe pământul acesta. Au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Îndrăzniți, frați și surori, prieteni, amici, cunoscuți, poate că sunteți pe calea undelor pentru prima dată, prin cuvântul mărturisirii dumneavoastră, prin cuvântul mărturisirii noastre, noi ne întărim credința, deci vorbiți, căci tăcerea va distruge viața noastră de credință. Dar atunci când luăm pe buze numele lui Dumnezeu, automat El va face o lucrare de curățire a caracterului nostru și ne va ajuta să ne depărtăm de fără de lege, așa cum spune pana inspirată. Cine ia cuvântul lui Dumnezeu de pe buzele lui să se depărtească de fără de lege. Și, atenție, nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Am făcut o grilă de comportament, mai mult sau mai puțin civic, care este reflexia caracterelor relevate în timpul pandemiei. O clasă de oameni care în mod onest au ales să accepte ARN Messenger, crezând că este o soluție de moment sau de lungă durată. O altă clasă sunt cei care au acceptat ARN Messenger de dragul confortului, cum ar fi turismul, restaurantul, cafeneaua, magazinul de alimente, etc. A treia clasă de oameni au fost aceia care nu au acceptat ARN Messenger, asumându-și riscurile personale, chiar persecuția, nu? Dar clasa cea mai vorbită și cea mai căutată este clasa grupei a patra de oameni și de caractere, aceia care au obținut un certificat, document, fără să fi văzut cum arată ARN Messenger. Această clasă, din urmă, se pare că a impactat societatea mai mult ca oricare altă clasă care a fost prezentată în cele de mai sus. Vreau să mă opresc puțin asupra acestei clase de oameni care, într-un fel sau altul, arată cât de mult credeau ei în promisiunile pe care ni le recomandau nouă. José María Fernández Sousa Faro, președintele gigantului farmaceutic european PharmaMar, a fost acuzat de autoritățile polițienești de faptul că este vaccinat la ghiuvetă, în ghilimele, împotriva COVID-19. Doctorul Sousa Faro a fost implicat într-un scandal la nivel european, dragii mei prieteni. Imaginează-ți, nenea asta, șef de farmacie, recomandă la toată lumea, înțepați-vă, și el se înțeapă la ghiuvete. Cât de mult credea el în produsele pe care ni le dădea nouă să le băgăm în corp? Spuneți dumneavoastră. Înregistrat în Registrul Național de Imunizare în schimbul unei sume considerabile de bani. Ce rușine! Prieteni, un alt articol apărut în The Conservative vorbea de mii de cetățeni spanioli înregistrați cu certificate de vaccinare false, etc., etc. Internetul e plin de treaba asta și sunt articole și articole. Scandal, un scandal, peste scandal, care scoate în evidență duplicitatea de caracter a oamenilor. După toate acestea, dragii mei prieteni, sistemul, elita mondială, realizează că oamenii și-au pierdut încrederea în ei și cum obsesia de a inocula pe toată lumea încă mai persistă și face parte din agenda sistemului, sistemul se gândește serios la o metodă de vaccinare generală care nu poate fi controlată de cetățeni și de care omul nu poate fugi. Am niște documente oficiale din rapoartele acestor instituții cu prestigiu în care ni se prezintă direcția în care cercetările converg și ce pași urmează știința pentru a ne influența viitorul nostru ca cetățeni fără prea multe opțiuni, evident. Este vorba de inocularea sau vaccinarea fără ac, adică vaccinarea prin respirație. Vom analiza documentele și vom concluziona. Repet, tot ce voi prezenta este un studiu în faza de cercetare deocamdată. Vorbim despre documente care sunt prezentate pe website-ul celor de la Yale University, care este o universitate cu mare respect și reputație în Statele Unite. Numele sau titlul acestei dezbateri este Science Translational Medicine, care este practic foarte recent, august 16, 2023, deci relativ 3 săptămâni jumate, 4 săptămâni în urmă. O platformă inhalabilă pentru terapii cu ARN Messenger ar permite livrarea de invazie minimă ce urmărea ca țintă plămânii pentru o serie de boli specifice, spuneau dumnealor. Aici, pe această platformă, raportăm un vehicul de bază de polimeri inhalabili pentru livrarea de ARN Messenger terapeutic la plămâni.
Am optimizat nanoparticule biodegradabile pentru livrarea ARN mesager. Aceste nanoparticule au realizat o transfecție ridicată a ARN prin plămân, în special în celulele epiteliale și prezentatoare de antigen. Vreau să menționez că experiența au făcut-o pe șoricei. Am aplicat această tehnologie, spuneau dulorilor, pentru a dezvolta un vaccin pentru mucoase, pentru sindromul respirator acut, sever, coronavirus 2, și am constatat că vaccinarea intranazală cu ARN, nanoparticule, care modifică proteina spike, a indus o imunitate adaptivă celulară și umorală puternică și a protejat șoarecii susceptibili de provocare virală latentă. Iată titlul. Un ARN COVID și potențial mai mult cu nanoparticule nu este necesară injectarea. Este un progres semnificativ, deoarece oamenii de știință au întâmpinat dificultăți în crearea terapii ARN mesager concentrate asupra plămânilor. De obicei, aceste terapii au avut o eficiență slabă a transfecțiilor, adică doar o mică parte din acizii nucleici administrați ajung în celulele care duc la exprimarea proteinei codificate. De asemenea, în trecut, nanoparticule care furnizează ARN mesager au cauzat inflamații și alte probleme. În noul raport, nu există injecție intramusculară. Am dat dar două doze, nu, la șoricei, în ghilimele spun eu, prima doză și apoi un booster intranazal. Și am primit un răspuns imunitar foarte protector. Dar am arătat de asemenea că, în general, puteți furniza diferite tipuri de ARN mesager. Deci nu este bun doar pentru un vaccin, dar este un potențial și un beneficiu pentru terapia de înlocuire a genelor în boli precum fibroza cistică. Am folosit un exemplu de vaccin pentru a arăta că funcționează, dar în realitate această cercetare deschide poarta pentru a face toate aceste alte tipuri de intervenții. Dr. Pandas Newsletter, domnul președinte Biden cere Congresului să sponsorizeze dezvoltarea unui vaccin care să fie mandatoriu pentru toți. Profesorul Mark Saltzman, unul dintre autorii studiului, a spus că noua metodă de livrare ar putea schimba radical modul în care oamenii sunt vaccinați. El a adăugat că ar putea facilita vaccinarea persoanelor din zone izolate sau celor cărora le este frică de ac sau de vaccin. Bioamplificarea ar trebui să se facă fără ca oamenii să știe, spuneau ei. Unii teoreticieni susțin că bioamplificarea morală ar trebui să fie obligatorie. Adică dacă eu vreau să-ți fac bine cu forța, ei trebuie să mă înțelegi că îți fac un bine cu forța. Duc acest argument cu un pas mai departe, argumentând că dacă bioamplificarea morală ar trebui să fie obligatorie, atunci administrarea ar trebui să se facă în ascuns mai degrabă decât pe față, adică fără să știe clientul. Aceasta înseamnă că este de preferat din punct de vedere moral ca bioamplificarea morală obligatorie să fie administrată fără ca destinatarii să știe că primesc îmbunătățirea vaccinarea prin respirație. Argumentul meu în acest sens este că dacă bioamplificarea morală va fi obligatorie, atunci administrarea ei este o chestiune de sănătate publică și din acest motiv ar trebui să fie guvernată de etica sănătății publice. Susțin că administrarea ascunsă a unui program de bioamplificare morală obligatorie se conformează mai bine eticii sănătății publice decât un program obligatoriu al vaccinării mandatorii. Și ce spunea ei la sfârșit, în special când vorbim de un program secret care promovează valori precum libertatea, egalitatea și utilitatea și autonomia în mod obligatoriu, mai bine decât un program transparent care implică consimțământul informat al cetățeanului, spun eu în paranteză. Unii spun că dacă ne vaccinează până aer, fără să știm, e bine că ne fac bine cu forța. Alt grup de cetățeni, de gânditori, de intelectuali spun, băi, păi da, mă, dar trebuie să le spune la oameni, mă, că e vorba de libertăți. Nu! Libertățile și egalitățile și utilitatea, autonomia cetățeanului, toate astea sunt susținute de o formă de vaccinare care este acoperită, secretă, fără ca să fie dezvăluită clientului. Lupta se dă altfel de acum înainte. Până acum aveam voie să spun nu și să-mi asum toate responsabilitățile. Până acum aveai voie să spui nu cu toate consecințele. Dacă veneau după tine, fugeai și te ascundeai, nu? Zic și eu, sunt ridicol. Dar acum te vaccinează prin aer.
nu poți să nu respiri, nu? În realitate, prieteni, încă nu s-a oficializat o astfel de alegație sau o astfel de intenție, dar nu m-aș mira dacă aceasta se va face într-o bună zi. Se vehiculează ideea unui exercițiu de alertă de urgență folosindu-se de toate mijloacele de comunicare, celular, televiziune, internet, etc. Acest exercițiu anunțat de FEMA și vehiculat de New York Post, Reuters, etc., etc., că undeva pe 4 octombrie, luna viitoare, în 2023, va avea loc acest bizar exercițiu de verificare a instrumentelor de ultimă generație implementate peste tot în timpul lockdown-ului. Mie, sincer, nu miroasea bine. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat în Maui, în Hawaii, în dimineața zilei cu pricina, când focul a mistuit în mod selectiv bunurile cetățenilor obișnuiți, în timp ce conacele și hectarele de pământ ale celor privilegiați au fost în mod miraculos ocolite. Martori oculari spuneau că la ora 5 dimineața n-au mai avut curent. Apa a fost oprită, celularele și internetul au devenit nefolositoare pentru că au fost deconectați de la ele, în timp ce aceia care încercau cu disperare să-și scape viața, au sărit în mașini, au fost opriți, dragii mei, de cei care trebuia să le sară în ajutor. Ne dă de gândit dacă acest scenariu nu se va repeta la scară națională în această manieră, Dumnezeu știe. Am ascultat mărturisirile oamenilor care au venit și s-au adresat public în fața instanțelor în Hawaii, în fața administrației orășenești și mi-a fost greu, credeți-mă, să ascult până la capăt. Părinți care veneau și spuneau unde sunt copiii, copii care veneau și spuneau unde ne sunt părinții. Nu s-a permis nicio investigație din exterior pe insula aceea mică, nu se pot găsi trupurile celor peste 1000 de adulți și 2000 de copii. Chiar așa? Mă tot întreb, dragii mei prieteni, de ce o fi atât de greu să se găsească trupurile a 3.000 de oameni pe o suprafață, o insulă mică de câțiva kilometri? E o insulă până la urmă, nu? I-a înghițit pământul? Unde să fi dus trupurile? Nu am interesul de a fi pisălog și nici să dau în boala căutatului fără rost. Dar mă întorc, prieteni, la crima perfectă. De obicei, când această crimă perfectă se produce, atenție, nu dispare criminalul, ci dispare victima. Dacă reușești să găsești victima, atunci trupul spune tot. Faptul că nu se pot găsi 3.000 de trupuri pe o suprafață de câțiva kilometri pătrați fără posibilitatea de a fugi de pe insulă, ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Revenind la subiectul ăsta interesant, octombrie 4, alarmă generală, alertă generală, este subiect de discuție aici la noi, în cafenea, din cafenea până la restaurant, de la stadion până la magazinul de cumpărături. Oamenii vorbesc și se întreabă ce înseamnă acest exercițiu de urgență tehnologică. Așa cum vedeți în imaginile de față, vor să probeze chestiile alea cu multe ceaoane care le-au instalat în timpul pandemiei. Dar chiar la ce le-o fi trebuit turnurile acestea, 5 pietre și un Goliat? La ce trebuiesc pietrele astea? La ce trebuiesc turnurile astea? Știu, oficial este să avem o undă mai bună la telefon și internet mai rapid, nu-i așa? Cașcavalul niciodată nu-i pe gratis. Această percepție este echivalentă cu cașcavalul gratuit. Vezi poza cu capcana, nu? Niciodată nu s-a oferit ceva pe gratis și dacă s-a oferit, întotdeauna a fost plătit din altă parte sau de altcineva. Investiția are un scop mult mai strategic decât pare la prima vedere, prieteni. Cine crede că copacii aceia, aceștia cu ciuperci albe, sunt plantați în miez de noapte pentru ca tu și eu să putem continua jocurile pe internet, te înșeli. Pe lângă ideea de 4 octombrie, se pare că un alt fenomen bizar, Vaticanul cheamă la ordin mai toate valorile pe care le are în afara zidurilor acestei cetăți, iar the deadline sau ultima zi, unele rapoarte spuneau septembrie 30, ultimele rapoarte spuneau octombrie 1. La 3 zile după ce Vaticanul își colectează toată averea din toată lumea și o închide în zidurile acestei bănci, a Vaticanului, la 3 zile după absorbirea tuturor aseturilor, va fi declanșată alarma generală, prieteni. Se aude în obștea siniască faptul că Marburg va fi activat în trupurile oamenilor. Să fi căzut musca în lapte? Nu știu. Să fi dat moarte anuală ca pe vremea lui Elisei, prieteni? Dumnezeu știe.
Trăim într-o lume a confuziei și a mizeriei. Nu știu dacă ați observat, dar mai toate canalele de televiziune oficiale vorbesc de război, crime, boli, virus și în continuu pentru întreținerea nesiguranța socială. S-a terminat pandemia și a început războiul. Să termină războiul, că nu mai au bani și începe pandemia. Eu cred că orice minte ascuțită poate observa aceste diversiuni, chiar și de la o poștă, cum zice român. Toate mijloacele de alertă, de urgență sunt pregătite să ne sperie foarte curând, zice articolul respectiv. Iar Papa Francisc a impus decret ca ziua de 1 octombrie să fie ultima zi pentru oficiul Sfântului Scaun și instituțiile aparținătoare Vaticanului de a depozita toate apartenențele financiare și, mă rog, toate aseturile înapoi la Banca Vaticanului. Concluzia la toate acestea, prieteni, este că albinele nu-și irosesc timpul să convingă muștele că mierea nu-i propolis. Dragii mei prieteni, eu cred că vine Domnul Iisus Hristos. Ne apropiem de momentele critice în care avem nevoie de Mântuitorul nostru mai mult ca oricând. Rugăciunea mea fierbinte este ca să ne întâlnim cu El, să petrecem timp cu El. Nu știm câtă vreme vom mai avea șansa să ne întâlnim pe calea undelor. Dar pot să spun un singur lucru. Cu ultima răsuflare voi împărtăși cu oamenii o rugăciune. Cu ultima răsuflare voi încerca să zâmbesc și să încurajez pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Este cartea de căpătâi. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu de care avem nevoie în momente de genul acesta. Ne așteaptă o toamnă târzie. Nu știu cât vom mai avea șansa să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu. După alarma aia, ce or face ăștia dacă ni se întâmplă ca la Hawaii sau poate că lumea va deveni un Hawaii mai mare, un Hawaii general? Dumnezeu știe. Presupunem, bâșbâim, nu avem argumente, dar simțim și mirosim de unde vine hoitul corupției acestei lumi. Dragii mei prieteni, în numele Domnului Hristos, fac apel la toți cei care sunt descurajați, așa cum spunea profetul lui Dumnezeu în cartea sa, cartea lui Habacuc, unde ni se spune, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului, căci chiar dacă smochilul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei prieteni, sper ca aceste declarații ale lui Habacuc să nu fie realitatea planetei după 4 octombrie. Dumnezeu știe ce va fi. Dar sunt îngrozit că într-o bună zi aceste cuvinte vor avea relevanță și pentru noi ca pământeni. Am datoria fierbinte să-i invit la un moment de rugăciune și să ne încurajăm cu psalmi și cu cântări și cu părtășia noastră frumoasă cu realitatea Domnului Hristos în viața noastră și să spunem și noi ca frățiorii noștri în Cartea Apocalipsei, capitolul 12, că nu și-au iubit viața chiar până la moarte și au biruit prin sângele Mielului și prin mărturisirea cuvântului lor. Să vorbim despre credință, să acționăm în credință, să trăim în credință pentru a avea putere în ziua mare a necazului. Vă invit la un moment de rugăciune. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim enorm pentru bucuria pe care o avem de a avea părtășie cu frații, cu prietenii, cei care sunt pe calea undelor. Doamne, noi știm că zilele noastre pe pământul acesta sunt numărate, dar aceasta este o veste bună pentru noi, că noi știm că va veni Mântuitorul nostru, scumpul tău fiu, Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe El îl așteptăm, Lui ne rugăm, vorbim cu El de dimineață până seara, îl ținem de mână în mod imaginar, prin credință. Avem nevoie de El la lucru, avem nevoie de El pe cale, avem nevoie de El în fiecare clipă. Tată, binecuvântează-ne cu prezența minunată a Duhului Tău Sfânt, binecuvântează-ne cu prezența îngerilor Tăi Sfinți pentru a proteja cei dragi, pe cei dragi ai noștri, poporul tău și rămășița ta, oriunde s-ar găsi ea. Îți mulțumim, Tată bun, că ne-ai mai dăruit încă o zi de har în care putem să ne încurajăm cu cântări și cu psalmii și să repetăm aceste cuvinte ale Scripturii care ne vor întări credința. În numele lui Iisus, vindecă rănile celor care sunt pe calea undelor, șterge ochii de pe
obrajii celor care în această seară plâng, izolați în case undeva departe de realitatea cuvântului Tău. Ne rugăm pentru cei disperați, ne rugăm pentru cei descurajați, ne rugăm pentru cei care sunt la intersecții de drumuri. Tată, dă-ne privilegiul ca într-o bună zi această mare biserică online, care s-a adunat în fiecare vineri seara, să poată avea privilegiul ca la un semnal a unui înger de-al Tău să ne putem aduna cu toții la o vineri seara, un apus de soare pe marea de cristal în împărăția Ta. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.